salutare și bine v-am regăsit de data aceasta pe Meleagul Românești, unde vorbesc și eu limba română și mă simt mai confortabil, unde o să vorbim despre o industrie a teatrului supraviețuitoare și rezistentă în această perioadă, care sperăm să se soluționeze cu bine pentru noi toți și cât mai repede posibil. În această seară ne întâlnim cu o actriță și o artistă expresivă, senzuală și puternică în fiecare rol abordat. Actrița a teatrului Excelsior, unde a făcut furori în cel mai recent rol Murtișa în celebrul musical Familia Addams, dar și membra trupei de improvizație Ele, cu care îi surprinde publicul cu fiecare show. Donică de provocări, cea mai nouă provocare fiind piesele actuale și realiste ale trupei de actori Le Macac. Dragii noștri, invitata noastră de astăzi este Camelia Pintilie. Hey! Bună, Camelia, și bine te-am găsit la Instat Show. Salut, Claudiu! Bine, mulțumesc că m-ai invitat la Insta Show. Mare, dacă n-aveam cum să nu te invit. Cum ai? Hey, lăsați! Ce? Spun, n-aveam cum să nu te invit. Ah, da, așa este. Da, îți mulțumesc și iartă-mă că abia acum s-a întâmplat marea întâlnire. Ciao. Mai bine mai târziu decât niciodată. Băi, a fost atâta treabă în carantina asta, ceva exact. Ce nu credeam că se va întâmpla. La un moment dat am avut nopți în care mă încurcat la două noapte și nu mai răzbeam să fac toate proiectelele astea ciudate la care am ajuns, iată. Nu, vă aminte că și eu chiar vorbeam și cu Andreea și cu alți prieteni și cu invitați de pe live, chiar vorbeam și zic, măi, până se întâmplă această pandemie, lucram, într-adevăr, lucram. Dar eram mai mult pe drum, călătoream foarte mult și nu-mi dădeam seama de volumul de muncă, știi? Acum, da. Măi, Camelia, deci de dimineață când mă trezesc de la 7 și până mă pun în pat să adorm, la ora 2 dimineața lucrez în continuu, nu mă deslipesc de laptop. I know. Și problema pe care am sezizat-o eu este că înainte, bă, știam, am de la 1 la 3 aia, de la 5 la 7 aia, altă, cumva erau separate. Acum, stând acasă, vin cumva toate deodată și nu mai știi ce să faci mai repede și e foarte bizar, da. Nu, așa e, și nu mai știu care e, când e sâmbătă sau duminică. Nu, asta oricum am... Este exact ca o zi din oricare altă zi din săptămână. Și de când nu mai sunt declarațiile, nu mai știu nici ce dată e, am fost surprinsă, ieri sau ceva final de mai, măcar le mă mai țineau conectată la dată, acum nici măcar. Da. Nu știu, din păcate sau din fericire, cum, nu știu cum să spun, știu în ce dată suntem, pentru că mă apropii cu pași foarte rapid de ziua mea, pe 31 mai, și număr zile, dar în același timp le număr și mă gândesc, și trebuie să stau în casă. Și nu fac nimic. Da, eu mai am speranțe până în septembrie totuși. Eu sunt în septembrie și eu încă mă gândesc că poate cine știe, chiar o să-mi văd trei prieteni la un loc până atunci. Și eu o să-i văd nu doar pe telefon, știi, vreau să-i văd, să iau în brațe, să dansăm. Chiar mi-a luat. Da, e groaznic de... Pe Instagram și pe Instastory niște poze de anul trecut, în perioada asta eram în Ibița frumos la opening, dansam, țacapac. Nu deschidem subiectul vacanțelor, te rog, atingi un punct teribil. Nu. Asta e o mare slăbiciune pentru mine și faptul că nu pot proiecta absolut nimic și nu există nicio perspectivă, mă termină. Da. Mă duc în Grecia, mă duc în Austria, mă duc înapoi în Londra. Mă duc în Mexic, în Colombia, Venezuela, Argentina. Așa și eu mai fabulez, da? Până la urmă, cred că toți Nagovul ne paște. Exact! Dacă vrei să vorbim de vacanțe, că o să te întreb o chestie foarte serioasă. Intrăm direct în serios și grav. În online au circulat în ultima perioadă, legat de situația actorilor, artiștilor în această criză, două opinii. Cea care a susținut reinventare artistică și cea care a afirmat că artiștii nu trebuie să facă mai mult decât nu sunt așa, știi? Trebuie să rămână așa, nu trebuie să evolueze. Când e momentul neapărat pentru o redescoperire. Tu ce părere ai? Care dintre aceste opinii ești partizan? În prima perioadă... Da. Hai să întoarcem la Mexic, te rog.
În prima perioadă am simțit și eu ideea de compromis foarte puternic și cumva îmi dădea o stare foarte proastă, că mi se părea că fac niște nimicuri. Dar cred că a fost vorba de raportarea mea la această redirecționare. Că le luam foarte în ușor, am și crezut că vom sta puțin în casă și am zis, hai mă, 2-3 săptămâni, fac 3 filmulețe, it's fine și după aia mă duc frumos, joc familia Addams și gata, o să uităm. La un moment dat mi-am dat seama că lucrurile se prelungesc enorm de mult și am început să le iau mai în serios și dacă cred că noi ne luăm în serios și pe bune în această reorientare a noastră, pot ieși niște lucruri foarte mișto. Și fără modestie o să spun ce s-a întâmplat cu Le Macaque. Cu această trupă în care am început noi, trupă, mă rog, suntem 4 actori care am început să facem niște song-uri drăguțe despre perioada pe care o trăim. Și cumva cred că a ieșit ceva bine, adică sunt niște versuri mișto, sunt niște linii faine, oamenii au reacționat foarte bine la ce am făcut. Adică cred că dacă noi ne implicăm în mod real în aceste proiectele de apartament, poate să iasă lucruri faine. Cam asta este părerea mea. Dacă facem așa niște, hai mă, să fac și eu ceva, să zic o poezie în baie, cred că atâta va rămâne, o poezie în baie. Și normal, nu e mare lucru de apreciat acolo. Cred că e destul de complicat oricum să reușești să faci să creezi un impact, știi, stând acasă cu arta pe care o faci tu, să creezi un impact. Mai ales dacă nu ai public în fața ta, nu ai. Și mie chimia aia, reacția, emoția pe care o transmite un om când e în fața ta, e altfel decât unul care se uită pe internet și te vede și ai adunat 10.000 de vizualizări la un clip sau la o piesă, știi? Ok, te bucuri, Doamne ajută! dar parcă e altfel când o simți acolo în față, știi? Da, Înțeleg ce zic, normal, nu. dar. Da, e incomparabil, e incomparabil, dar cred că nu este sănătos să stai și să aștepți să treacă lunile și mai ales că nu există o perspectivă clară. Și, na, faci ce poți și cum poți. Eu m-am apucat de TikTok. Ce anume? M-am apucat de TikTok. A, eu încă n-am stat să mă uit exact care-i treaba cu acest TikTok, dar am atâtea luni înainte, până începe stagiunea, cred că pot să-i dau de cap și la TikTok. Recunosc că am postat inițial, cred că vreo 5 clipulețe, una după alta. După aia am făcut o pauză de 2 săptămâni, după aia 6 clipulețe, una după alta. Iar o pauză de câteva săptămâni, iară, bagă! Păi și e bine așa să nu trebuie să ai o constanță, nu știu Trebuie cum să fii funcționează. constant, dar na. Na, vezi? Păi ce facem? Uite, prefer să fiu constant pe Insta Show, măcar cunosc oameni. Da, uite, iată, așa ne cunoaștem și noi. Exact. Da. Vorbind despre lucruri mai vesele, ce te-a atras pe tine cel mai mult la lumea musical-urilor? Unde ai avut un rol de excepție, cel al Morticei Adams. Dar Da. ai avut, ai, că încă se mai joacă piesa, nu? Da, hai să nu Mă vorbim rog. la trecut, că nu e îngropat. Exact. Vai, abia aștept să se reia acel spectacol și cred că de Familia Addams mi este cel mai dor. Și de vibe-ul ăla, și de muzica aia, și de ce se întâmplă între noi în scenă, este foarte tare, și de reacția publicului de după, e ceva wow. Stai că am uitat de unde am plecat, m-ai luat cu Familia Addams, m-ai pus volul pe ochi și am intrat în... Deci ce? Te întrebam ce te atrage mai mult la lumea musical-urilor. Un cuvânt greu ăsta, musical-urilor. Nu pot să spun că am fost mult timp la musical-urilor. Uite, am reușit, yes. Nu pot să spun că am fost un super mare fan, așa să urmăresc, să. Mai ales că în mintea mea era și chestia asta că, bă, la noi nu se fac musical-uri, Da. hai să nu îmi fac sânge rău degeaba. Nu, mă uit în direcția aia, nu se va întâmpla. Na. Dar când am auzit că se va întâmpla totuși la noi la teatru, atunci am început să, ia să vedem. Și pot să spun că îmi place foarte mult muzica, muzica, îmi place muzica. E un alt soi de energie în spectacol. Pentru noi ca actori, o altă adrenalină, e ceva. Îmi place foarte mult să fiu în interior. Da, îmi place și ca spect să fiu și în sală, ca spectator am și fost la Londra la câteva musical-uri să simt vibe-ul. Dar ce care-i vibe-ul în interior e mult mai bine. Ceva și mie mi se pare fantastic un musical, că vezi o altă latură a unui actor, știi, când e acolo pe scenă. Nu știu cum să zic.
Nu că de obicei e dramatic, e așa, știi, trist. Dacă ne-l vezi acolo că dansează, că e muzica, parcă nu știu, e altfel, te Te înveselește ia cu panicul. tine, așa, e, Da, da, știu ce, da, știu ce zici, te poartă, te poartă, da, te poartă ca spectator, mult mai mult. Așa, băi, da, sper să mai facem, sper din suflet să mai facem atât Edamsul cât să se mai producă musicaluri la Excelsior, mai ales că cum ne permite cumva și tehnica pe care o avem acolo, partea tehnică, care este, iată, foarte importantă. Sper să se întâmple. Vorbeam că am făcut un musical special la Star Talks, o altă ediție a noastră. Am mutat toate lucrurile, îți dai seama, le-am mutat pe online. Și vorbeam și acolo despre musicaluri și ce înseamnă pentru România. Și am întrebat și pe colegii care au fost acolo, crezi că în România există, nu știu, șanse de a construi o cultură a musicalului, atât în școli cât și în rândul publicului? În școli te referi să fie școli speciale pentru actori de musical sau Da, școli speciale sau în școala de arte, de actorie, unde se face actoria, să fie introdus și un curs de musical. Oi, ar fi minunat să se întâmple asta. Pe de altă parte, cred că lucrurile vor evolua încetişor. Au început să se întâmple, dar până să ajungem acolo, eu o să-mi iau pensia frumușel. Da, cred că lucrurile vor avansa nu cu o viteză foarte mare. Câte musicaluri? Cred că nu sunt 10 făcute, produse în România până în momentul ăsta. Nu cred că sunt 10. Poate sunt eu dezinformată și nu zic nu, dar mi se mișcă încetişor treaba. Se mișcă din cauza că nu sunt bugete, sunt mai multe aspecte acolo. Și dacă sunt bugete, de multe ori cele publice, ca zic așa, nu sunt foarte mari. Și ca să atragi bugete private, cei din privat îți cer o grămadă de lucruri pe care, cum ai spus tu, tehnic, de multe ori nu se poate pune în scenă, pentru că nu ai tehnica necesară. Dacă mai spus și dacă teatrul accesorii acum e pregătit pe partea asta, noi sperăm să fie cât mai multe. Păi, noi acum am căpătat acolo un minim de experiență, că și asta contează foarte mult, că, na, pentru noi actorii a fost așa un pic provocator, oricât ar suna asta de clișeic, că, vai, a fost o mare provocare acest proiect. Nu, dar chiar a fost. Eu personal n-am mai jucat într-un musical și plecam uneori de la repetiții pe un super vibe și ce bine e și ce frumos e și ce mișto mi e sau whatever. Și alte ori plecam cu o foalcă în cer și alta în pământ și eram acolo. Na, drame și ce mă fac? Și mai ales că era și o responsabilitate cumva, când Morticia și Gomez sunt cam tot timpul în scenă. Adică nu puteam să îmi bag joc de munca colegilor. Corect. Cât Da. de adaptabilă a fost personalitatea ta la această lume? Ce ai împrumutat? Ce ai dăruit personajelor interpretate? Apropo de Morticia Adams, spui? De Morticia, în general. Nu neapărat că mă gândesc că ai făcut și alte piese, nu doar Morticia. A, da. Ok. Păi, categoric pornesc de la mine. Bănuiesc că asta mă întreb, nu? Cum Da. construiesc personajele, nu? Și depinde foarte mult. Depinde foarte mult și de felul în care propune regizorul modul de lucru. Cam de acolo începe treaba. Vezi ce propune el, vezi cu ce rezonezi tu de acolo și iei acea bucățică din tine și de acolo pornești. Habar n-am. Iar apoi, împreună cu colegii, sunt atâtea, na, chestii de care depinde construcția unui rol. Și nu cred că e o rețetă neapărat. Nu, chiar nu cred că e o rețetă. Vezi o băbuță pe stradă într-o zi, la coadă la pâine și zici, mamă, asta e, asta trebuie să fac eu, nu, habar n-am, ce joc acum. Poate să fie o imagine, poate să fie ceva ce ți-a spus regizorul sau un coleg, poate să fie absolut orice. Ce rezonează în tine. De asta cumva rolul cred că e o chestie foarte personală. Rolul pe care îl faci tu, personajul pe care îl propui. Sunt de acord. Te-am. Felicit mereu pe toți invitații care sunt actori. Îi felicit pentru puterea de a face switch-ul ăla on and off, știi, între personal și tu, persoana ta, cum ești tu. De foarte multe ori se întâmplă să joci un personaj care nu are nicio legătură cu cum ești tu. Și trebuie să te transpui într-o emoție, într-un caracter, să fii într-un fel, să te comporți, poate să vorbești într-un fel, știi? Și e destul de dificil. Joci o piesă de teatru, ai terminat piesa, ți ieși din personaj și te duci și îți vezi de viața ta. Știi, în piesă ești toată tristă, plânsă,
vai de capul tău și când ai ieșit de pe scenă ești, hai să bem, hai să, știi? Mi se pare fantastic că puteți să faceți asta și felicitări. Cred că asta este și unul dintre lucrurile cele mai dificile la meseria de a fi actor. Părerea mea. Băi, antrenament. Cumva cu asta începem încă din facultate, chit că pe niște porțiuni mai mici, că vorbim, vorbim despre niște scenuțe pe care le studiem. Deci, na, cumva e un soi de antrenament cu care te obișnuiești și intri parcă într-un mood de joacă. Ok, acum o să mă joc de a habar n-am ce personaj avem astăzi. E, na, e un joc, cumva. Că tot vorbeai de facultate de așa, toată lumea spune că e foarte fain să fii actor și sunt de acord. Dar realist vorbind, care este, nu știu, ce este cel mai dificil la meseria asta, din punctul tău de vedere? Ai, stai să... Cel mai dificil. Cel mai dificil cred că e faptul că proiectele nu vin constant. Adică se întâmplă să ai perioade mai chill și se întâmplă să ai niște perioade din aia în care bubuie tot în jurul tău și ai vrea să dormi și tu liniștit și nu se întâmplă. Și atunci îți dorești, Doamne, ce aș vrea să stau în pat, să mă uit la un serial, să pur și simplu să stau o zi atât. Iar apoi când ai ziua aia, ești nu poți aprecia. Ești ok, de ce nu fac nimic? Nu mă mai vrea lumea, nu mai sunt căutat, nu mai am proiect. Și noi nu prea ne împăcăm cu perioadele alea de relaxare. Eu cel puțin mi-e greu să intru în ele și să le accept ca atare. Băi, am 2 săptămâni în care sunt mai liberă. Hai să mă bucur de asta. Nu, încep să mă... Cred că asta cumva e cea mai problematică parte a meseriei, pentru mine cel puțin. Da. În rest am parte de niște colegi minunați la teatru și la fel în celelalte proiecte în care lucrez. Îmi place să mă întâlnesc cu oamenii respectivi. Cred că e o chestie pe care o iubesc din meseria asta, oamenii cu care lucrez. Da, oamenii E... cred că sunt cei mai fantastici. Și atâta timp cât lucrez cu oamenii, mi se pare că jobul e fantastic. De Da. foarte multe ori sunt, nu știu, sunt multe persoane care lucrez doar în fața unui calculator și nu au interacțiune cu o persoană, știi? Și devine frustrant, devine obositor. Îți pierzi. Iată, ca exemplu, perioada asta. Da. Da, și na, da, exact. În care nu te întâlnești, nu te vezi, nu repeți, nu nimic. Na, te filmezi cu o cameră sec și facem filmulețe. N-are cum să fie același vibe. Nu are cum. Zice, a, că care mi fac una, ce prost. Oh, uite cum am filmat canalul. Că spuneai de partea asta cu joburi, că dacă că e greu, dificil să aștepți să ai proiecte sau când ai proiecte, știi? Vreau să întreb, crezi că e mai bine, mai ok să fii angajat sau să lucrezi pe colaborare? Colaborator. Uai, depinde foarte mult și de locul în care ești angajat, asta în mod sigur. Eu, în momentul ăsta, sunt foarte fericită cu locul în care sunt angajată, tocmai pentru că îmi place echipa și că mi se pare un mediu foarte sănătos din multe puncte de vedere. Mi se pare un loc în care se face minimum de compromisuri, în care ne susținem cumva unii pe alții, suntem o trupă tânără, conducerea e cumva în aceeași tabără cu noi și suntem așa big happy family, ceea ce mi se părea aproape imposibil să se întâmple, dar iată. Cred că Ai spus într-un astfel de mediu Adam Family. happy family, dar iată cum vrei. Da. Măi, cei drept și familia Adam sunt foarte fericiți. Așa, nebunia lor, mi se pare o familie Da. fericită. O, da, o, da, despre asta e, până la urmă, despre fericire, iubire. Da. Dacă, probabil, dacă nu eram în locul ăsta, aș fi preferat să nu fiu legată de un loc care nu face bine, în care nu mă simt confortabil sau care simt că nu poate să crească. Aici simt că lucrurile cresc cumva cam de la proiect la proiect. Foarte tare. Și, da. Felicitări Da. și ție și echipei și teatrului că reușesc să facă asta. E foarte dificil. Am lucrat în teatru, la Teatrul Național din Timișoara și știu așa câteva lucruri din culise, cum funcționează anumite lucruri. Și foarte mult poate să fie foarte frustrant. Și când ești în management, trebuie să dai raportul, să explici anumite situații angajaților, actorilor, de ce nu. Și de multe ori nu știi cum să le livrezi, știi? Și poate să devină un mediu, cum ai spus tu, mai puțin sănătos. Ceea ce e foarte bine că lucrezi într-un mediu sănătos, te ajută și te lasă să fii
creativă, să te inspiri, să știi, să te duci la muncă cu drag. Nu să zici, ah, hai că mă duc și azi la muncă. Mă duc la teatru, simt și eu mirosul ăla de... Da. Știi? Da, e foarte ok. Și faptul că vorbim când există probleme, uneori, de multe ori ni se cer și nouă păreri și vorbim despre lucruri care se întâmplă și totul are un soi de transparență sănătoasă ce se întâmplă acolo. Adică așa resimt eu lucrurile. Acum poate mă minte pe mine toată lumea, nu știu, adică acum nu zic nu, dar eu așa resimt treaba ca fiind foarte de bine. Da. Cum gestionezi o situație de mai puțin plăcut așa din meseria de actor? Că sunt și acolo câteva. Eu știu, de exemplu, sună telefonul constant sau vorbește cineva în sală în timp ce tu joci acolo. A, te refer la situațiile astea. Măi, eu nu am prea pot să urechez lumea în sală. Dacă ar fi ceva nasol, cred că m-aș opri și m-aș uita brusc mai urât decât mă uit de obicei. Dar la nivel macro, că eu așa inițial am înțeles întrebarea ta, cumva cum gestionez, mie mi-e destul de frică de frustrare și de toate ceea ce tindem să atingem, cumva să ne gândim, aoleo, o să mă ratez ca actor, să nu știu ce. Cred că dacă nu iei lucrurile atât de super important, atât de, dacă nu te iei atât de în serios cumva și cu mare miză și faci relaxat lucrurile, cred că e mult mai sănătos. Iată, iar revenim la cuvântul sănătos. Sănătate pentru toată lumea. Ce anume? Sănătate pentru toată lumea. Sănătate pentru toată lumea. A, ce să mai... Na, asta ne dorim în pandemia asta, până la urmă. Uite, chiar, vezi, și m-am gândit la asta. Cred că am zis să mă obișnuiesc cu această pandemie și trece așa, știi? Da, eu zile trecute vorbeam cu cineva și ziceam că... Nu, chiar cred că cu iubitul meu și spuneam la un moment dat că, da, că de când suntem în vacanță și am zis, de când suntem în vacanță, că, da, e o vacanță. Până la urmă, nu, da, chiar în primele săptămâni urmăream cazuri, mă uitam ce se mai întâmplă și la un moment dat m-am deconectat și am zis, ok, devenise o isterie din aia. Da. Soră cu depresia. La fel. Bine, la mine a fost un pic mai ciudat, că în primele săptămâni a trebuit oarecum forțat, nevrând să mă uit, că eram în Londra, știi? Uh-huh. Și nu știam să mă întorc în București, să rămân în Londra, să mă întorc în București, ce să fac. Wow. Și am zis, bine, hai că plec. Și mi-a luat bilet pe 16 martie, cu o seară înainte s-a anunțat stare națională de urgență. 16 martie, eram zis, chiar acum când eu vin, chiar în prima zi, chiar în prima zi când eu vin... Horror. Păi și eu mă întrosesem din Italia cu două săptămâni înainte, cu ce, o săptămână, două, ceva de genul ăsta, da. Când au apărut primele cazuri în Milano, noi eram cu teatru, repetam pentru un nou proiect, ce se va întâmpla la Excelsior, cândva, o coproducție română-italiană cu o echipă de actori din Italia și eram acolo, cu toții repetam, au apărut primele cazuri în Italia, noi eram în sud, hai acasă. Da. E mai bine că na. Cât putem să ne ferim, trebuie să ne ferim, să fim responsabili. Că asta e cel mai important. Da. Cât suntem mai responsabili, cu atât. Curăți zilnic alimentele și toate, crede-mă, șervețele deja este o obișnuință. Aproape că mă relaxează. Da, mă relaxa călcatul, acum cred că ștersul, știi? Da. Cred că... Da. Băi, te-ai gândit că nu o să mergem prima oară la clubul, dansul nu o să mai fie dăi, o să fie șterge. Da, exact. Oh, Doamne. Vai. Da. Da, o să fie ciudată relaționarea. Ce? Zim. Spune, te-am întrebat, scuză. Nu, spuneam că o să fie, cred că o să fie ciudățică relaționarea noastră cu exteriorul după perioada asta. Deja mă simt. Chiar azi dimineață îmi spunea Vlad, prietenul meu, că bă, cum am fost, mă gândeam dimineața cum am fost noi în Mexic asta iarnă și că am luat de pe marginea drumului pușmi de la un tip, un buticuț, o sticlă cu apă și pur și simplu am luat și am băut din ea. Vai, că atâta lipsă de igienă. Da. Cum nu te mai gândești să faci asta până nu dezinfectezi, până nu te uiți de două ori la cel de la care cumperi, până nu... Da, așa, cum îți spune tu. Mi s-a întâmplat cu un pahar de whisky. Ce anume? Iartă-mă, nu te-amă. Am dat cu un pahar de whisky să-l iau de la o persoană random. Așa. Și am băut din el. Dar nici nu m-a interesat cine era, nu-l cunoșteam. Era mie sete. Dă-mi să beau.
amint că nu mai fac. Ok, te-a dezinfectat whisky-ul ăla, e ok. Da, corect. E safe. Oh, Doamne. Și în seriale, în filme, cel mai recent fiind apariția din Vlad. Ți-a Da. reușit să te reîntorci în această lume? Ce îți place cel mai mult în producțiile cinematografice versus cele de pe scena de teatru? Îmi place foarte mult, îmi place să filmez, da. Îmi place că e un alt fel de vibe decât la teatru. Deși prefer teatru pentru că îmi plac foarte mult repetițiile și cumva toată perioada aia de repetiție pe mine mă distrează teribil și mă încarcă. Dar da, vreau să mă întorc, normal că vreau să mă întorc. Îmi place foarte mult variația, de fapt, în meseria asta. Și îmi place să fac și dublaje, îmi place să fac și impro, că e o altă latură, îmi place să fie și teatru și filmat și cam orice, cumva ca să mă plictisesc. Nu îmi place să fac o singură treabă și tocmai variația asta simt că îmi dă un freshness așa. Deci inclusiv partea asta de filmări. Și nu pot să zic că am filmat super, adică super des, dar cumva a fost o chestie constantă. Unul, două proiecțiile pe an s-au întâmplat în sensul ăsta. Spuneai mai devreme despre trupa ale Macac. Care crezi că au fost punctele de liant cu această trupă și care a fost contribuția ta în crearea pieselor? Va exista o continuare a trupei și după? Da, cred că da. Acum ne-a luat o pauză pentru că devenise Bacan, absolut obositor. Deci, băi, aveam un program din ăsta. Duminica făceam ședințe să vedem ce facem pentru săptămâna respectivă. Făceam ședință toți patru. Toți patru fiind Andrei Radu, Cristina Juncu, Vlad Bălan și cu mine, sub semnata ta. După care luni s-a apucat Cri sau habar n-am cine compunea piesa respectivă, Cristina sau cine compunea, luni s-a apucat să o compună, marți primeam versurile și mai vorbeam, mai nu știu ce, mai finisam lucruri, miercuri registram piesa, joi filmam clipul, vineri se monta clipul, sâmbătă se lansa. Și cumva era așa un full-time job, devenise foarte mult, mai ales pentru Cristina, care și monta de multe ori clipurile, nu clipurile, muzica, o... Na, punea voci, punea tot ce trebuia pe instrumental, ea făcea instrumentalul. Partea mea a fost la nivel de idei, la nivel de voce, la nivel de versuri, pe aici colo. Cam asta. Dar și asta, să știi că a fost foarte mult, să nu crezi că a fost puțin. Să nu îți faci idei. Sunt un membru activ. Da, devenise foarte mult. Și cumva când a început relaxarea, am zis hai să ne relaxăm și noi un pic. Dar am vrea să continuăm, mai ales că review-urile au fost excelente. Ne-au scris oameni, ne-au șeruit, chiar am avut review-uri bune. Și ne-a și plăcut să lucrăm împreună. Cumva e prima oară când lucrăm împreună toți patru. Nu s-a mai întâmplat asta. Da. Și a fost funny că nu ne-am văzut deloc toată izolarea, că na, normal, nu ne-am văzut. Și abia după ce s-a terminat proiectul, să mă rog, prima parte a lui, după 2 luni, abia atunci, bă, ce faci, mă? Hei, da. Da, așa arăți, exact. Prin clipuri ce ne mai vedeam. Da. Care este personajul care te-a pasionat de-a lungul timpului, cu care ți-ar plăcea să stai la o cafea? Ce îi spune? Personajul, stai personajul din ce? Un pictor, un actor, un fotograf, un cântăreț. Nu prea am eu asta cu idolii și cu nu prea e din mine. Mai mulți oameni pe care îi admir. Să interpretezi, să-l joci, un rol pe care ți-ar plăcea să-l joci. Mi-ar plăcea să joc o tipă din asta badass, gen Million Dollar Baby, dacă ar fi să mă întreb și ce mi-ar plăcea să joc. Pentru tipă am fost distribuită pentru partea mea feminină și pe miau, 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 așa. Și mi-ar plăcea să joc ceva în sensul ăsta, ceva mult mai hardcore. Cumva, cred că asta. Cred că gen un Black Canary. Nu știu care e denumirea pe românește. Din Marvel, cred că e. Black Canary. Ok, da. Papa, canarul negru, tradus. Nu sună extraordinar. Să joci tu canarul negru. Nu, dar să știi că
tipa, ca și personaj, este un personaj foarte puternic, este super șmecher, îmi place foarte mult. E strong, așa Da. cum zici. E un fel de... e din universul ăsta, Arrow, The Flash... Ah, ok, de-aia nu știu, de-aia mă uitam așa un pic, că nu știu, nu știam exact despre ce vorbești. Dar e un fel Dar de acum o să... Catwoman. Aha, aha, ok. Al, dar așa mai badass, așa mai, da, nu? E foarte badass, e super badass. Așa, așa. Uite, asta mi-ar plăcea. Asta mi-ar plăcea. Multitudinea de regizori care se uită acum. Da, sigur, o să facă ceva în sens. Ar fi interesant să facă, nu știu, cineva un teatru de la noi, o producție Marvel, știi, cu supereroi. Băi, da. Dar știi, astea trebuie făcute foarte bine și iară vorbim despre un buget huge. Corect. Ca să arate într-adevăr bine. Că altfel e o păcăreare, un show de mall. Corect. M-am uitat, eram în Timișoara, lucram cu Teatrul Național în Timișoara când s-a montat la Timișoara The Full Monty. Dacă e producția. Nu l-am văzut. Da, a fost ceva superb, super drăguț, super fain, mi-a plăcut foarte mult. Și într-adevăr, cum ai spus, tu fiind o producție de afară și s-au cerut foarte multe chestii, bugetul imens, scenografia, tot, a fost ceva, dar s-a meritat, este un spectacol, un musical foarte fain. Băi, cred că cumva asta e cheia, să facem mai puține proiecte, asta vorbesc de momentul în care vom reveni la o normalitate. Să facem proiecte mai puține și cu buget mai mare decât să faci 5. Mai bine faci 2 din bugetul ăla și să și vinde mai bine. Eu mă uit la Adams cum este, mamă, super full tot timpul. E sold out, îl jucăm de 5 ori pe lună, de 6 ori pe lună și este absolut tot timpul sold out. Era. Și, na, cumva cred că dacă investești timp într-un proiect și, na, bugetul cerut, e cumva se vede, da. Clar se vede. Da. Și ne-am lucrat 4 luni la ăsta în raport cu alte spectacole la care lucrez poate o lună și un pic, o lună jumate. Mi-am promis că o să vin și o să văd familia Adams. Spre rușina mea n-am. Haide, că o să-ți placă. Cum vezi tu situația artei din România post-criză? Criza post-criză. Asta care dăm, da. Și că acum, în perioada asta, foarte multe, dacă nu chiar toate teatrele din România, postează foarte piesele pe online. Crezi că se va păstra, de exemplu, această, nu știu, n-aș zice tradiție, că n-aș vrea tradiție, că încă n-a ajuns la stadiu de tradiție. Da, eu nu sunt foarte pro, nu sunt foarte pro spectacolelor puse pe online. Na, uite, Sfântul Teatru Excelsior n-a făcut asta și mi se pare o decizie bună, pentru că, din păcate, calitatea filmării nu pune în valoare spectacolul. Și am văzut live spectacole și apoi le-am văzut pe online și nu e nici 5% din ce am văzut eu fiind acolo lângă oamenii ăia. Pentru că spectacolul e construit ca să fie omul în sală lângă scenă, să vadă actorul. Așa, și... Da, și tehnic sunt filmate cum sunt filmate, nu se aude, e frustrant și atunci senzația spectatorului e că e un căcat, ceea ce nu e. Da. Și cumva e păcat. De asta cumva sper să nu se mai întâmple foarte mult pe online. Poate cheia ar fi să facem, nu știu, niște producții pentru restricțiile pe care le avem acum, adică care să fie suportate cumva de restricțiile astea. Habar n-am. Nu știu care e cheia, că nici restricțiile nu sunt clare, asta e nasol. Că nici măcar nu știu la ce să ne gândim și pe ce perioadă. Că se schimbă, nu vei, se schimbă, ba e voie, ba n-ai voie, ba stai că 5 deodată, ba nu 3, ba 20, ba hai că ai voie afară, dar stai că n-ai voie chiar afară. Știi? Se schimbă lucrurile și nu există cumva timpul să se găsească un plan care să funcționeze. Dar cred că ar trebui făcut ceva special pentru... Da. Condițiile date, mă rog, când se va mai aplana situația, măcar un pic. Stabiliza, mă rog, să fie ceva mai limpede. Ce de-abia aștept să... Păi zice la normal, dar nu o să mai fie cum a fost înainte normal, la noul normal, ca zic așa. Știi? Nu știu, și eu cred că până în ianuarie la anul nu se va întâmpla ceva în sensul normal al lucrurilor. Ce s-a întâmplat? Ce anume? Până la anul martie să uităm ce a fost. Da. Da, habar n-am. Da. Primul lucru pe care îl faci când te întorci în teatru. Primul lucru? Da.
Iai, cred că beau o cafea în cabină cu colegii. Mi-e dor de cafeaua dinainte de spectacol, mi-este super dor. Am trecut pe la teatru zilele trecute și a fost așa, trebuia să semnez o foaie și mi-a dat un cappuccino așa singură, eu în cabină m-am dus să văd care mai e treaba pe acolo, a fost destul de sec, adică hai că am băut două gurdi, ok, hai că nu-i la fel fără colegi, e stupid. Am zis să reiau tradiția, măcar un pic. Ca senzație, da. Aminte și eu de cafeaua din foaier, de fapt, știi? De la teatru, foarte bună. Cred că e cea mai bună cafea. Eu. Iată. Adică. Da. Nu știu, mi-e dor să repet cumva, mi-e dor să repetăm la ceva, să... Mi-a fost foarte dor la începutul izolării de adrenalina aia din spectacol. Mamă, apucat o stare de agitație seara. Deci venea 7 seara și nu găseam locul prin casă, mă lua o anxietate din aia tâmpită, până când m-am obișnuit că, hei, nu mai e spectacol seara, obișnuiește-te să te uiți într-un punct fix sau într-o carte, e ok. Da, mi-e dor de adrenalină. Mai am o singură întrebare pentru tine. Poți să zici că e și un challenge dacă vrei. Oh, I like it. Cum ai descrie tu această perioadă prin care treci? Nu neapărat de criză, de cum ai spus tu, că ești în vacanță. Cum ai descrie această vacanță în care ești printr-o replică dintr-unul din spectacolele tale? I-a pus întrebarea Este ceva. și grupului pe care l-am avut pe musical și, de exemplu, Adrian Noul, replica lui a fost taxi, taxi, taxi. Eu o să spun ceva foarte morbid și îmi pare rău pentru asta, dar a fost primul lucru care mi-a venit Ia. în minte. Viața e ca mersul pe sârmă, copilul meu, iar la capătul ei te așteaptă un sicriu. Îmi pare rău. Da, e ceea ce îi spune mărtișa lui Pugsley înainte de culcare. Îmi pare rău. Da, asta e. Un pic de umor și autoironie, ce să facem? Trebuie. Foarte tare. Îți Da. mulțumesc frumos, Camelia. Mi-a făcut plăcere să te cunoști și să povestesc cu tine. Și mie, Claudiu. Sper să te revăd, să te văd curând la teatru, pe scenă și să te revadă ceilalți, probabil, care au mai fost la piesele tale. Eu îți promit, n-am fost. Dar vreau să vin și o să vin. Promit că vin. O să fiu acolo. Haide, 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 haide. Și Da, o o să să ne fac în așa cunoaștem. fel încât să știi că sunt eu. O să, nu știu, când o să intri pe scenă, o să mă ridic și o să aplaud singur, ca să dai seama că sunt Foarte bine, super, super, să super văd în timp bine. ce faci, cum te uiți la mine, frumos sau urât? Nu încerca. O să spui, știi, sârma aia de care spuneam la capătul ei era ceva, ce e? Sicriu, a tău e! Nice. A fost amuzant. Mulțumesc frumos încă o dată, Camelia, și îți doresc succes în toate proiectele pe care le ai, le faci și le vei face. Mulțumesc frumos, la fel, Claudiu. Spor și să ne vedem bine și cu bine. Mulțumesc, la fel. Te Ciao. pup. Pa, pa. Pa, 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 pa. Mulțumim și vouă tuturor Instagramișilor care ne-ați fost astăzi alături la aceste două ediții de Instar Show. Una în limba spaniolă, una în română. Se pare că spaniola va fi a doua, a treia limba, a patra limbă pe care o să o vorbesc. Și mă bucur. Mai bine mă pregătesc pentru următoarea vacanță în Spania. O să știu să comand mâncare. Și nu o să mai primesc cine știe ce. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne vedem săptămâna viitoare, tot la fel de veste ca astăzi.